Salut, bine v-am găsit pe tutorialevideo.info. În acest tutorial video am să vă prezint programul Kazam, cu ajutorul căruia putem să ne filmăm desktop-ul pe sistemul de operare Ubuntu sau în Linux. Ok, vom începe să instalăm Kazam versiunea 1.3.5 prin PPA. Am să vă arăt și cum puteți să vă salvați videourile cu ajutorul programului Kazam. Asta în cazul în care o să-mi permită memoria de la virtualizarea pe care am făcut-o la Ubuntu. În cazul în care utilizați ca sistem default Ubuntu 12.10, atunci puteți rula fără nicio problemă, pentru că puteți să vă înregistrați desktop-ul atât video cât și print screen. Acum trecem la să ia cheia de pe ubuntu.com. Ok, și acum trecem la instalare direct. După cum vedeți, aici am două comenzi, apt-get-update și apt-get-install-kazam. L-am executat pe amândouă odată ca să nu trebuiască să le dau pe rând, însă voi executați aceste comenzi după bunul plac. Dăm click pe Yes și acum aș descarca librările de care are nevoie. Comenzile pe care le-am executat o să le găsiți deasupra acestui tutorial video. Ok, haideți să mergem la Dash Home și vom scrie aici Kazam. Selectăm area. Haideți că am să selectez această fereastră. Deci mouse cursorul să îl filmeze. Sound from speaker, nu, și sound from microphone, da? Și aici câte secunde să aștepte programul Kazam până să înceapă înregistrarea. Și am selectat 2. Ok. După cum vedeți, avem aici în bara de sus și dăm finish recording. Putem să îl save for later, îi dăm așa, continue, și îl vom pune pe desktop aici și dăm click pe save și îl închidem. Am și rulat, adică am dat să se deschidă să vedem ce a filmat. Nu se vede foarte bine pentru că nu este instalată placa video, v-am mai zis asta și la tutorialul pe care le-am realizat cu Google Chrome-ul. Driverele nu sunt instalate foarte bine la mine, iar din această cauză nu
se vede foarte bine. Ok, atât despre Kazam. Ne auzim în tutorialele video viitoare despre Ubuntu. Dacă aveți nelămuriri, întrebări, vă rog frumos să lăsați un comentariu. La revedere!